Bună ziua tuturor participanților la acest eveniment. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o Curții de Apel Constanța, al cărei reprezentant astăzi sunt aici. Mă bucur să vă reîntâlnesc și să vă transmit din partea conducerii Curții de Apel Constanța și a colegilor mei mesajul nostru de susținere pentru a face față provocărilor care vă așteaptă în această profesie și aici, numai dacă amintim despre digitalizare, modificări legislative, reorientări jurisprudențiale, iată că sunt o grămadă, n-are rost să mai insist în enumerarea lor. Însă, în tumultul acestor provocări, sperăm ca să ne considerați în continuare pe noi judecătorii partenerii dumneavoastră pentru în asigurarea respectării legislației și a supremației drepturilor și libertăților cetățenilor. Mizăm și promovăm în continuare dialogul și cooperarea interprofesională ca parteneri egali în acest demers pe care le efectuăm, spunem noi, împreună. Și cum judecătorul trebuie să asculte mai mult și să vorbească mai puțin, închei prin a vă ura succes în îndeplinirea obiectivelor profesiei dumneavoastră și să nu uitați că și practicienii în insolvență, alături de ceilalți actori ai scenei juridice, trebuie să reprezinte modele de comportament și atitudine și repere de integritate în societatea noastră care este încercată în aceste timpuri. Vă mulțumesc mult!